Ați găsit ce vârstă aveau băieții? Cum îi chema? Hai să încerc cu părinții voștri. Poate reușim în seara aceasta împreună cu părinții voștri, până vă mai gândiți voi, să vedem ce vârstă aveau cei doi feciori și care era numele. Așa începe întotdeauna. Se văd, se plac, își declară dragoste și începe viața de familie. De obicei este vara. Și așa cred că a fost și acolo. Nu știu exact cum a fost, cine a aranjat, dar este clar că un băiat și o fată se căsătoresc. Și ce poate fi altceva decât vară? Căldură multă, lumină multă, flori multe, zâmbete multe, totul frumos. Nu știu cât a ținut vara, dar în cazul celor doi vine repede o toamnă care se anunță bogată. Adică apare primul copil. Și când într-o familie apare primul copil, apare o mare, mare bogăție. Mai ales dacă primul este băiat. Asta e cultura noastră românească. Și oarecum era și cea evreiască, deși fetele ne învârt pe deget câteodată înainte de a se naște, nu știu de ce încă a rămas, că dacă primul ar fi băiat, și iată că aici băiat vine. Și vine un băiat frumos, sănătos, plin de viață. Și Dumnezeu care este bun nu numai că aduce bogăția printr-un copil în casă, se pare că în familia aceasta Dumnezeu aduce și binecuvântări materiale. Chiar era o toamnă bogată. Și așa este, celui ce are, îi se va da. Și toamna continuă să fie bogată și vine al doilea băiat. Și vine mai multă binecuvântare materială. Te-ai gândit vreodată câtă bucurie a putut fi în casa respectivă? Soții se înțeleg, copiii se înțeleg, au de toate, nu trebuie să facă mari eforturi, nume bun și lucruri frumoase. Adidas și albi erau acolo, sigur, fără nicio problemă. N-au avut copiii aceia vise de a pleca undeva pentru Adidas, că aveau mult. Nu știu cât a ținut toamna aceea bogată, dar într-o zi se pare că se apropie sfârșitul toamnei. Începe să apară un duh de nemulțumire. Vine o vreme în care mâncarea mamei nu mai este bună. Dacă mama se uită la mine, parcă nu mai știe să se uite frumos. Dacă mama mă roagă să-mi fac patul, mi se pare că este o tragedie mare. Dacă îndrăznește cumva mama să spună, puneți hainele la loc sau camera un pic curată, deja este prea mult. Dacă tata mi-aduce aminte că ar trebui poate să folosesc ce am înțelept. Dacă îmi cere să vin la o anumită oră acasă, sau, Doamne ferește, dacă îmi spune tata, copile, poți puțin muzica mai încet? Adică se mișcă pereții. Am îmbătrânit și eu, mă mai dor urechile, mai vin obosit, aș vrea un pic de liniște. Deja e o mare problemă. Se pare că cel puțin în sufletul celui mic apare nemulțumirea. La început o vezi așa, odată aici, peste o săptămână, mai într-o anumită ocazie, o răbufnire, sunt primele semne când toamna începe să fie irlandeză. Numai că în loc să apară soarele,
ploile sunt mai dese, nemulțumirile mai dese, și vine o zi în care copilul mic spune: tată, hai să ți-o spun drept în față. Singurul lucru pe care îl mai aștept de la tine este partea de avere. Dacă vrei să ți-o traduc pe limba noastră, tată, pentru mine ești mort, expirat, dispărut, asta mai aștept. Dă-mi partea de avere și voi vedea ce voi face. Nu, nu-i spune că va pleca de acasă, nu-i spune că se duce în altă parte. El deocamdată vrea doar independență. Vreau să am banii mei, vreau să am viața mea, aș vrea să nu mă mai comand prea mult, totuși pe banii tăi, asta este interesant, dar îmi dai partea de avere și voi vedea ce voi face. Am ajuns să fiu major, este decizia mea. N-am fost niciodată în pantofii acestui tată. Și nici nu-mi doresc să fiu. Am încercat să mă gândesc dacă acolo, deși nu se vorbește în istorisire, a fost și o mamă. Nici nu vreau să intru acolo. După ce ai investit atât de mult, după ce copiii sunt viața ta, mândria ta, speranțele tale, rugăciunile tale, postul tău, știți cum spune mama din Proverbe, capitolul 31? Fiul juruințelor mele, copile, ești rodul trupului meu. Niciodată tu nu vei ști ce înseamnă aceasta ca o mamă, dar trebuie să o spun, ești rodul juruințelor, a făgăduințelor mele. Și tatăl le împarte averea. Și nu după multe zile, este prima zăpadă. Și primul îngheț. A sosit iarna. A sosit iarna pentru că fiul, acum, având averea și păstrând nemulțumirea, hotărăște că cel mai bun loc din universul acesta, unde el va găsi pace, liniște, împlinire, este departe de casă. Oriunde. Numai cu tata și cu ai mei. Mă întreb cât de veche este istoria aceasta. Oare este doar istoria unui copil? Doar istoria unei familii evreiești? Mă întreb dacă nu sunt români care au trăit în sufletul lor vară, vară frumoasă, pentru că s-au întâlnit cu Hristos. Pentru că au văzut lumina care vine să le aducă salvarea. Și după o vară frumoasă în care au prins viața, a venit o toamnă bogată și au fost lucrări și binecuvântări și har și slujire și părtășie și Dumnezeu a dat belșug și Dumnezeu a dat binecuvântare. Și apoi în mijlocul binecuvântărilor, că așa se întâmplă de multe ori, în mijlocul binecuvântărilor apare încet, încet o sămânță de nemulțumire. Bacă da, bacă nu, a una, ba alta. Și nemulțumirea începe să crească, nemulțumirea începe să crească și omul este nemulțumit în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii și într-o zi spune, am plecat. Și probabil că sunt astfel de familii care au început vara frumos. A fost cald, bine, soare, bucurie și apoi a venit toamna bogată. Binecuvântări materiale, copii, sănătate, înțelepciune, aprecieri, har după har. Și într-o zi, în familia aceea, începe ploaia rece și apoi vine prima zăpadă și primul îngheț. Mi-ar plăcea să spun că asta nu se întâmplă niciodată în biserici. Și din nefericire, știți ce trebuie să recunosc? Că au fost biserici în care Dumnezeu a turnat har și îndurare. Și a fost căldură, a fost iubire, a fost răbdare, a fost părtășie. Abia așteptau frații să vină să se întâlnească unul cu altul.
cânta unul o cântare, dacă era cel mai afon, toți se bucurau și lăudau pe Domnul. Aveam timp de rugăciune, aveam timp de poezie, aveam timp de predică, aveam 3 cartofi, puneam împreună, nicio problemă. Veneau 30 de frați, ne anunțați la biserică, mâncam toți, ne bucuram și rămânea. Și a fost har și binecuvântare. Vară frumoasă și apoi o toamnă bogată. Ne-a dat Domnul mai mult. Și clădiri, și număr. Undeva însă apare câte un duh de nemulțumire. Și nu mai este bună nici cântarea, nu mai este bună nici predica, nu mai este bine nici cum dai mâna cu celălalt, scaunele nu mai sunt bune, căldura nu mai e bună, aerul condiționat nu-i bun, parcarea nu-i bună, nu mai, aproape nimic nu mai este bun. Se pare că este un ciclu al anotimpurilor care se repetă în viața indivizilor, în viața familiilor și în viața bisericii. Nu știu dacă știi despre așa ceva și nu știu dacă te afli acolo. Dar în seara aceasta am o veste bună. Vine primăvara. Vine primăvara. Mă uit în cuvântul acesta și îmi dau seama că e adevărat, a venit primăvara. Și cum spune în cartea cântărilor, începe din nou vremea poeziei, a cântării, a muzicii, a veseliei. Și cuvântul acolo este, au început să se veselească și s-au veselit și se veselesc până astăzi, slăviți să fie Domnul. Știți ce m-am întrebat eu? Cum apare primăvara? Ce se întâmplă ca să apară încă o dată vremea aceea frumoasă? M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut un lucru foarte, foarte interesant. Cel puțin la prima idee ar fi acolo 2 factori. Un fiu și un tată. Un fiu și un tată. Un fiu care se întoarce și apoi există acolo o expresie cheie în tot pasajul acela. Și când am citit pasajul, mi-am pus următoarea întrebare. Citind acolo că tatăl l-a văzut de departe și a alergat, dar înainte de a alerga se spune ceva, l-a văzut de departe și i s-a făcut milă. Te-ai întrebat vreodată cum ar fi fost scrisă istoria aceasta dacă tatăl se uita și nu avea milă și nu i se făcea milă? Dacă tatăl se uita la copil și nu i se făcea milă, oare cum acționa tatăl? Și care era soarta fiului? Ce se scria în istoria aceasta? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că adevărul rămâne adevăr. Și adevărul este că tatăl s-a uitat, l-a văzut și i s-a făcut milă. Știi ce vreau să te întreb în seara aceasta? Sau să te întrebi împreună cu mine. Haideți să încercăm, găsim așa un scurt răspuns la întrebarea: de ce i s-a făcut milă tatălui de fiu? Că poate vom găsi răspuns la întrebarea: va avea Dumnezeu milă de mine? Oare când voi veni spre Dumnezeu, dacă voi veni, Dumnezeu mă va primi cu bunăvoință sau Dumnezeu va fi împotriva mea? Va avea Dumnezeu milă de mine? Știți ce m-am uitat? M-am uitat în pasajul respectiv și mi-am dat seama că tatăl a avut milă pentru că fiul a făcut ce trebuie. Acum vă rog să rețineți. Noi nu trebuie să luăm lucrurile cu ușurătate. E greu de filmat, de regizat, de proiectat plecarea fiului de acasă. Nu știu cum să vă prezint eu, dar e tragică de tot. Poate că dacă o prezint într-un fel o să supere unii, alții, supărați-vă, nu-i nicio problemă. Parcă îl văd așa într-o zi că își pune ochelarii pe nas și a rucsacul în spate și a iPod-ul, iTouch-ul, căștile pe urechi, aruncă o gumă așa, își trage freza, cam cum nu-i plăcea lui tata. Deci cam tot ce nu i-a plăcut lui tata până atunci, pe diferite, acum le poate face. Și îmbracă hainele, trage geaca pe el, își pune rotilele pe picioare sau ia motocicleta cum vrei, dar știi cum pleacă?
El nu spune, tată, mă duc 5 ani undeva să-ți arăt că mă pot descurca și peste fără tine și după 5 ani să vezi ce parchez în fața casei ca să arăți la toți, uite, a venit pruncul meu să vede că seamănă pe mine, a știut să se descurce. El spune, tată, uite-te în urma mea. Ți-am spus că pentru mine ești mort. Nu mai ai nicio valoare atunci când ți-am cerut averea. Vreau să spun că în casa asta nu rămâne nimic de-a meu. Adică să-ți intre bine în cap, pe mine nu mă mai vezi niciodată. Nu era destulă durere în inima tatălui. Fiul trebuie să întoarcă cuțitul în rană. Spune, a strâns totul și a plecat. Și știți unde a plecat? Nu la 5 km, nu la 50 de km, a plecat într-o țară îndepărtată să nu mai știe tata nimic de mine, să nu mai aibă niciodată puterea de a-mi spune sau de a mă controla, pentru că vreau independență și acolo este fericirea și împlinirea mea. Ce a făcut el a fost grav de tot. Plecarea lui a fost urâtă, mai urâtă ca orice plecare. Și ascultați-mă bine, fiul nu se întoarce, fiul nu se întoarce până mai avea ceva. Și ce spune Biblia? Atât a stat până a distrus tot. În condițiile acestea în care copilul își bate joc de părinți, în condițiile în care lasă lacrimi, durere în urmă, întrebări în urmă. Știți ce mă întrebam așa ca familist? Dacă ar pleca un copil de acasă, oare n-ar începe niște discuții între soț și soție? Poate nu acuzatoare în prima fază. Poate niște întrebări. Auzi, dragule, oare ce-am fi putut face să nu plece? Oare dacă să se întrebe mama așa în singurătate, mi-a zis să-i fac clătite de mai multe ori, n-am vrut să-i fac. Oare dacă îi făceam în fiecare zi, oare nu era cu noi? Oare dacă îi cumpăram ce-a vrut, nu era cu noi? Unde-o fi săracul acum? Oare dacă, apoi se întrebe, oare dacă taică-su nu era chiar așa de strict și când zicea să vii la 10 acasă și dacă venea la 12 nu era nicio problemă, când spunea nu intra cu prietenii aceia, tata mai închidea, oare nu era acasă? Oare n-a fost nicio zi când în durere, că asta facem în durere, noi căutăm soluții și vinovați. Și de multe ori în durere, poate că vine diavolul să spună, băi, poate că nevastă a fost prea strict, poate, și... N-au început discuții în care soția îndurerată să spună, auzi, cred că totuși dacă tu și el, da, eu, da, dacă tu nu erai așa de îngăduitoare când eu am fost mai strict, dacă tu ai fi ținut spatele împreună cu mine în loc să spui, acum lasă că tata pleacă în câteva minute și o oblojim noi cumva la... Oare n-au fost și discuții acestea în casă? Toate provocate de fiul nemulțumit care pleacă. În ciuda acestei plecări, în ciuda timpului petrecut departe, în ciuda distrugerii tuturor valorilor, tatăl vede, îi se face milă și îl îmbrățișează. Întrebarea mea este, Doamne, de ce ai milă? De ce ai avut tu milă de copilul acesta? Știți care este unul din răspunsuri? Am avut milă pentru că acest copil s-a pocăit. Am avut milă pentru că omul acesta s-a pocăit. Știți unde a avut loc pocăința lui? La porci. Și vreau să vă aduc o veste bună. Noi ne putem pocăi oricând și oriunde. Amin? Unii se pocăiesc în temniță, unii se pocăiesc la porci, unii se pocăiesc pe munte, unii pe malul mării, unii se pocăiesc pe marginea unui râu, ca femeile acolo, pentru că Dumnezeu este oriunde, ne vede oriunde și când ne plecăm genunchiul și ne pocăim, ne primește oriunde, slăvit să fie El. Ar fi simplu dacă ar fi atât de ușor. Pocăința are loc la porci. Și vorbim de o pocăință autentică. O pocăință în care se prezintă procesul foarte clar. Fiul s-a trezit, a văzut realitatea. Își aduce aminte de casa tatălui. În casa tatălui meu, robii au belșug de pâine. Eu care am crezut că o duc mai bine aici, mor de foame. Asta o paranteză, frați și surori. Aveți grijă ce vorbiți de casa Domnului. Să știți că cei care pleacă totuși mai pleacă urechea câteodată. Și dacă te aude pe tine și pe mine, a, zice, am fost la biserică, nu a fost nimic. Și ce spune el? A, zice, ce bine că am plecat, că n-am pierdut nimic. A, au fost cumva la biserică, ce nu-mi pare rău că am plecat. Stau și mă gândesc, ce-ar zice fiii risipitori, dacă de câte ori am vorbit cu ei la telefon, de câte ori ne-am întâlnit, am spune, Doamne, cât belșug este în casa Tatălui.
Doamne, ce frumos a fost astăzi, cum ne-a primit Dumnezeu, cum ne-a dat har, cum ne-a dat îndurare, cât belșug. Copilul acesta nu uită că în casa tatălui este belșug, este din plin. Și când se trezește și spune, la tata unde nu mi-a plăcut, eram în belșug, aici unde am crezut că e bine, mor de foame, el spune, mă ridic, mă pocăiesc și mă duc și mărturisesc pocăința. Eu cred că tata a avut milă pentru că a știut ce înseamnă drumul întoarcerii. Probabil noi ne imaginăm așa simplu, că copilul a zis, las porcii, mă urc în mașină și mă întorc acasă la tata, no, tată, iată-mă că asta e tinerețea, hai să rezolvăm lucrurile și... Eu cred că fiind crescut într-o casă cu bun simț, copilul acesta merge la stăpânul porcilor și spune, domnule, vreau să spun un lucru, găsește-ți alt porcar. Zice, ce faci? Plec. Unde pleci? Ai găsit altă turmă de porci? Crezi că unul o să-ți dea mai multe roșcove decât mine? Zice, nu. Stăpâne, vreau să spun, eu nu mă mai duc la porci. Unde te duci, măi? Mă duc acasă la tata. Așa mi-l imaginez pe stăpânul acela râzând ironic și batjocoritor. Acasă la tata. Acasă la taică-tu? Nu tu mi-ai povestit mie ce ai făcut lui taică-tu? Nu tu mi-ai spus de obrăzniciile tale, că noi ne lăudăm cu păcatele noastre. Nu tu mi-ai spus cum l-ai scuipat în față, nu mi-ai spus ce ai făcut acolo, cum l-ai lăsat când ai plecat. Nu mi-ai spus tu că ai distrus tot și i-ai spus că niciodată nu mai ai nevoie de el. Mai bine mor decât să fii copilul lui. Ascultă-mă, dacă tu ai făcut cu taică-tu jumătate din cât mi-ai spus, când taică-tu te vede de departe, dacă ajungi până acolo, apropo, desleagă câinii pe tine, nu rămân nimic din tine. Și îl văd pe copilul acesta care spune, stăpâne, tu știi multe lucruri și te cam descurci în viață. Dar ascultă-mă bine, tu nu-l cunoști pe tata. Tu cunoști multe, dar pe tata nu-l cunoști. Eu mă duc acasă la tata. Noi mereu spun, ne imaginăm că pentru alții a fost ușor. Oare n-au venit prieteni să-i spună acestui băiat care se întoarce, bă copile, unde duci? Lasă-l pe tata, că doar de rău ai plecat de acasă. Vino cu noi, că dacă aici este foame, în altă parte e belșug de pâine. Știți că diavolul întotdeauna are un belșug în altă parte, așa-i? Are un belșug în altă parte. Uitați-vă la statornicia acestui băiat care spune, hotărârea este luată. Nu mă mai interesează să fie belșugul belșugului în altă parte. Eu m-am pocăit, mă întorc acasă și când mă întorc acasă, eu îi voi spune tatălui meu ce-am făcut, vinovăția mea și o să cer milă. Te întreb de ce i-a arătat Domnul milă? Pentru că acest copil s-a pocăit cu adevărat și s-a întors acasă. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu? Avem puterea să recunoaștem că am greșit? Avem puterea să spunem că tâlharul de pe cruce, el n-ar trebui să fie aici, dar pentru noi este? Pentru noi este drept, noi trebuie să fim aici. Avem puterea să spunem public, tata, am greșit față de tine. Vedeți când el vine, tata îi spune, nu trebuie să spui nimic, l-am brăzișat. Copilul spune, nu, eu trebuie să fac o mărturisire. Nu se schimbă, dacă tata e bun, nu mai spun nimic, las-o, ascundem sub preș. El spune, tata, trebuie să mărturisesc. De ce a avut milă tatăl de el? Chiar dacă a fost atât de grav, chiar dacă a fost așa de urât, știi de ce a avut milă? Pentru că asta a cerut copilul milă. Copilul nu vine să ceară drepturi. Copilul vine să ceară milă. El își face calculele și spune, o singură dorință am. Dacă vrei, fă-mă unul dintre robi. Eu vreau să mă întreb, noi ce am putea cere de la Dumnezeu? Cam ce drepturi avem noi după ce ne batem joc de harul lui Dumnezeu investit în noi? Dacă trăim o viață sfântă, curată, sigur avem drepturi, avem dreptul să cerem în numele lui Hristos. Dar atunci când ne batem joc de averea Domnului, când îi întoarcem spatele lui Dumnezeu, prin vorbire, prin trăire, prin atitudine, prin nepăsare, prin comoditate, prin alte lucruri, și când ne-am întoarce înapoi, cam vrea și noi primăvară, când ne săturăm de rece și de urât,
Noi ce-i putem cere lui Dumnezeu în afară de milă? Vă aduceți aminte ce spuneam dimineață de unul care a venit la templu cu celălalt? Unul dintre ei a spus doar atât: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune: omul acesta s-a întors acasă, iertat, neprienit. A cerut milă și a primit milă. Omul se pocăiește, vine înapoi și Dumnezeu prețuiește pocăința. Omul cere milă și Dumnezeu oferă milă. Haideți să vă spun altceva. Știți de ce cred eu că i-a oferit Tatăl milă? Că așa a făcut cu fratele mai mare. Fratele mai mare este prezentat interesant aici. Interesant aici. Haideți să privim puțin scena. Copilul se întoarce din moarte la viață. Este fratele lui. Din necunoscut l-a cunoscut. Și îi spune robul, ce se întâmplă în casă? Robul îi spune: fratele tău a venit înapoi și bucuria tatălui este că este viu, este în viață, l-a primit înapoi. Și începe o spăță, începe bucuria. Și ce spune el? Nici nu vreau să intru în casă. Eu m-am întrebat, ție-ți pasă ceva de inima tatălui tău? De fapt, hai să vă întreb altceva. Credeți că i-a păsat vreodată de frate-sul? Stau și mă întreb, i-a zis măcar o dată fratelui mai mic înainte de a pleca: auzi, băionele, și mie mi-au venit idei din astea. Atunci când tata a fost mai strâns, și mie mi-au venit idei din astea. Dar din câte am vorbit eu cu alții, am zis că tot mai bine e acasă. Stai și tu acasă. O să ne împăcăm și noi mai bine, mai vorbim și cu tata, dar tot cu tata e mai bine. Oare i-a spus măcar o dată: copile, nu pleca, că nu-i bine? Oare câtă vreme a fost plecat fratele lui de acasă? Oare s-a rugat măcar o dată pentru sănătatea și întoarcerea lui? Pentru că aș vrea să faceți un exercițiu. Rugați-vă o lună de zile pentru pocăința cuiva. Și dacă după o lună de zile persoana respectivă va veni în față și se va pocăi, aș vrea să vă văd și eu în biserică. Aș vrea să te văd după ce ai postit de 3 ori măcar pentru o persoană să se întoarcă la Dumnezeu și după ce te-ai rugat o lună de zile măcar serios pentru persoana respectivă, aș vrea să te văd ce ai face când persoana respectivă ar veni și s-ar pocăi. Crezi că te-ai uitat pe pereți? Sau ai spune: eu plec de la serviciul ăsta că nu-mi place? Asta faci când îți pui inima undeva, când te rogi, când dorești. Pe el nu l-a interesat dacă fratele trăiește sau moare, pe el nu l-a interesat dacă fratele se întoarce acasă, poate că s-a rugat să nu se întoarcă niciodată, bănuind că tata e milos, că știți ce spune Iona? Zice: Doamne, acum pricep de ce m-am enervat eu. Acum pricep? Eu am știut asta. Eu am știut că dacă nemernici ăștia din Ninive se pocăiesc, tu ești bun și ierți. De asta n-am vorbit de pocăință, n-am vorbit de nimic. Și acum exact asta s-a întâmplat. Eu le-am spus 40 de zile și ați crăpat. Abia aștept să-i văd. Și acum ei s-au pocăit, tu bun și ierți. No, ce se întâmplă cu planurile mele? Păi de asta am fugit eu, de asta n-am vrut. Veneam după ce trecea timpul ca să fie pedeapsa ta. Poate că atunci vedeam și spuneam și: Doamne, iartă-mă că am greșit. Am trebuit să iau un vapor, am luat alt vapor. Noi știm să ne scuzăm. Iată aici unul care spune: nu m-a interesat să vină probabil fratele înapoi. Știți unde mi se pare nesimțirea lui mare? Știți unde mi se pare că e chiar nesimțit? Motivația. Motivația. Spune: tată, eu îți slujesc și nu mi-ai dat niciun ied. Nu mi-ai dat niciun ied? Haideți să vă întreb. Nu i-a dat tata niciun ied? Citiți, vă rog, încă o dată pasajul. Citiți, vă rog, încă o dată pasajul. Și ce spune cuvântul? Că tatăl le-a împărțit. Adică 50-50. Nu, tatăl nu i-a dat un ied. Tatăl i-a dat jumătate turma. I-a dat jumătate averea. Și am eu o convingere personală. Știți care e convingerea mea? Că fiul risipitor nu a plecat cu caprele după el. Și poate eu zis de-o frate să vă dă ceva bănuți, dacă toți o dat tata și îți vând caprele. Și el a profitat de frate și a spus: nu vrei cu caprele? Ți le cumpăr la un sfert de preț? Fii mulțumit, altfel, oricum, crapă. O profitat de frate său, probabil acum avea turma întreagă, dar era atât de zgârcit că nu putea să cheltuiască un ied cu prietenii. Dar are nesimțirea să-i spună lui taică, să după ce îi dă jumătate din avere: nu mi-ai dat un ied, nu copile, că ți-am dat turma, nu ți-am dat un ied. Când tata se bucură, el
este indignat. Undeva un fel de Iuda, undeva un fel de Iuda care, în timp ce Mântuitorul probabil lăcrima de bucurie că o femeie i-a uns capul în vederea îngropării și ștergea picioarele cu părul capului. Știți ce spune Iuda? Ce risipă! Cu banii aceștia, ce proiecte făceam noi! Și ai risipit uleiul pe Iisus. Cam asta gândea el acum despre tata. Ce risipă să-l primește înapoi! Și eu m-am întrebat dacă asta făcea zilnic. Nu, nu, el n-a plecat din casă. Nu știu, n-a avut curajul să plece din casă. Dar inima lui nu era în casă, ascultați-mă. Inima lui nu era în casă, inima lui nu era cu tata, inima lui era cu familia. Poate că în inima lui era mai multă mizerie decât în viața fiului risipitor. Că dacă vă uitați în prima parte, spune că s-a dus copilul și a trăit o viață destrăbălată. Dar el când vorbește despre frate-so, el știe mai multe. Deci acest fiu care ți-a risipit averea cu prostituatele, m-am întrebat dacă nu cumva i-o trimis frate-so vreun postcard și îl mai ținea pe supernă sau saltea de a avea așa de bune detalii. N-a plecat din casă, dar nici nu era în casă cu tata. Știți ce am învățat eu din pilda aceasta? Că unii îl supără pe Dumnezeu plecând departe, ajungând până la porci. Alții îl supără pe Dumnezeu rămânând în casă. În casă, aproape. Nemulțumiți, 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 da, slujesc. Cu un duh de nemulțumire, fac un duh de nemulțumire. În inima mea n-am nicio apreciere și dacă tata cumva îndrăznește să se bucure de altceva, atunci vine explozia mare și atunci se arată inima. Am stat și m-am gândit la pilda aceasta, mai ales în contextul în care se spune. Știți că în Luca, în capitolul 15, totul pleacă de la o întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu vameșii și cu păcătoșii. Și Domnul Iisus, din punct de vedere a religioșilor, face greșeala majoră să-i primească pe vameși și pe păcătoși, nu să fie ca ei, ci să le explice Evanghelia. Medicul nu-l cheamă pe bolnav să se îmbolnăvească, medicul. Medicul îl primește pe bolnav ca să ofere bolnavului vindecare. Așa facea Hristos. Hristos n-a primit niciun păcătos ca să fie și el păcătos. El a primit pe păcătoși să-i vindece, slăvit să fie Domnul. Și când oamenii au văzut că Iisus Hristos îi primește pe păcătoși, au devenit așa de indignat, cum îți permiți, de ce îi primești? Și Domnul pune trei întrebări din trei pilde. El pune următoarea întrebare: care dintre voi dacă are oi și pierde una și o găsește și o aduce înapoi, nu se bucură? Păi răspunsul era: toți ne bucurăm. Bun, toți vă bucurați. Care femeie, dacă pierde 1000 de euro și îi găsește, nu se bucură? Păi toate ne bucurăm, frate, că muncim pentru ele. Care părinte, dacă pierde un copil, când vine copilul înapoi, nu se bucură? Păi toți ne bucurăm, că suntem părinți. Și Dumnezeu are următoarea întrebare. Deci tu, ca om, ai voie să te bucuri de oaie, ai voie să te bucuri de bani și ai voie să te bucuri de un copil care se întoarce. Eu, ca tată ceresc, eu n-am voie să mă bucur, așa e? Când eu văd că cineva se întoarce sincer cu pământ, tu ai voie să te bucuri pentru un berbeci, eu n-am voie să mă bucur pentru un fiu care se întoarce acasă. Știți ce am observat uitându-mă în istorie? Ascultați-mă bine. Nimic în universul acesta nu-i poate produce durere lui Dumnezeu cum îi produce omul. Gândiți-vă la tot ce a creat Dumnezeu. Să știți că nici o stea creată nu i-a produs durere lui Dumnezeu. El le cheamă pe toate pe număr și toate răspund prezent și strălucesc cât vrea Domnul și unde vrea Domnul. Nici o stea din universul acesta nu i-a spus lui Dumnezeu de ce m-ai creat așa, de ce la așa distanță, de ce atunci, nici o stea. Ascultați-mă bine, nici o floare nu i-a spus lui Dumnezeu de ce m-ai făcut alea și nu trandafir. Nici un pom nu i-a spus vreodată lui Dumnezeu de ce m-ai făcut cireș și nu cais. Nimic în lumea aceasta, nici un animal, nici un pește, nimic în lumea aceasta. Și nimeni nu i-a produs durere lui Dumnezeu cu un spirit de nemulțumire.
cu excepția cui? Omului, care nu-i trandafir, care nu-i iarbă, care nu-i gâză, care nu-i fluture. Și omul este cel care îi face cea mai mare durere. Mereu nemulțumit. Mereu nemulțumit. Știți de ce? Pentru că înaintea lui a mai fost un nemulțumit. Unul a mai fost înaintea lui nemulțumit. Nu cel mai de jos înger. Știți cine? Cel mai. Te-ai gândit vreodată? Dacă ar fi așa să iei coroana creațiunii în lumea angelică și coroana creațiunii în lumea pământească, sunt singurele ființe care întorc spatele lui Dumnezeu și luptă împotriva lui Dumnezeu. Nimic în lumea aceasta nu-i poate produce lui Dumnezeu mai mare durere decât tine și decât mine. Dar ascultă-mă, nimeni în universul acesta nu-i poate produce lui Dumnezeu mai mare bucurie decât îi pot produce eu și decât îi poți produce tu. Știi ce spune Scriptura? Știi ce spune Scriptura? Că noi hotărâm ce este în ceruri, în anumite ocazii, așa-i? Mare bucurie este înaintea lui Dumnezeu când un păcătos se întoarce cu pocăință. Când un păcătos se întoarce cu pocăință, se aprinde lumina, începe muzica, se taie vițelul îngrășat și începe ospățul, slăvit să fie Domnul. Și ascultați-mă bine, când Dumnezeu vrea să ierte, Dumnezeu nu pune argat la gâște, Dumnezeu nu pune la grajduri, Dumnezeu îi spune, am un singur loc liber în inimă, de fiu. Dacă te întorci acasă, vii fiu, dacă nu, nu poți veni deloc. Dumnezeu nu ne întoarce înapoi să facă de noi mizeria lumii. Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Fiul Său să facă din noi copii de Dumnezeu, slăvit să fie El. Acum am o întrebare în seara aceasta. Care din cei doi copii a făcut bucurie tatălui? Știți ce cred eu? Cam amândoi. Nouă nu ni se spune cum s-a terminat istorisirea. Am eu interpretarea mea. Acolo se spune doar că tatăl a ieșit afară. A stat de vorbă cu copilul și a spus, copile, e vorba de copilul meu, de fratele tău, a fost mort, l-am găsit, tu întotdeauna ești cu mine, tot ce am este al tău, nu se pune problema. Știți cum îmi place mie să văd ziua aceea, seara aceea sfârșindu-se? După ce tatăl îi spune fratelui mai mare toate acestea, îmi place să-l văd pe fratele mai mare spunând, tată, te rog să mă ierți, te rog să mă ierți. Eu n-am plecat de acasă. Eu am stat aici în casă, m-am întâlnit zilnic cu tine, poate niciodată nu te-am întrebat ce faci, cum te simți. Poate niciodată nu te-am întrebat dacă vrei să fac ceva. Dacă mi-ai cerut să fac ceva, m-am dus la ogor murmurând, bombănind în sufletul meu. Dacă ai plâns, eu n-am plâns. Dacă te-ai bucurat, eu nu m-am bucurat. Eu am fost în casă, dar nu un copil ascultător. Te rog să mă ierți. Și-au intrat în casă și s-au bucurat. Eu cred că în pilda aceasta avem doi fii care au risipit. Și doi fii care s-au pocăit. Nu, ascultă-mă bine, fiul mai mare nu s-a pocăit pentru greșelile celui mic. Și nici cel mic pentru greșelile celui mare. Fiecare s-a pocăit în dreptul lui. Acum am o întrebare mare de tot. Copiii deocamdată n-au găsit răspuns la întrebările pe care le-am pus. Și nici eu nu le-am găsit multă vreme. Știi care e întrebarea mea? De fapt, întrebarea cu care am început. Dar o să o defal să fie mai ușor. Știi câți ani avea fratele mai mare? Știi câți ani avea fratele mai mare? 49 de ani. Știi cum îl chema? Viorel. Mă uit în viața mea de multe ori. N-am plecat de acasă.
Deci nu, dacă vrei să-mi cunoști istoria, n-am plecat și n-am ajuns la porci. Dar sunt momente în care mă uit în viața mea și spun, Doamne, mi-ai dat zile pe care le risipesc? Îmi dai gânduri pe care le risipesc? Îmi dai har și nu știu să-l folosesc? Și poate că am acele momente în care îl văd pe Dumnezeu iertând pe alții și spun, nu se poate, nu se poate, chiar și pe acesta să-l ierte, chiar și pe aceasta să o ierte. Știi cum îl chema pe fratele mai mare? Gândește-te bine. Gândește-te bine dacă nu cumva fratele mai mare avea vârsta ta. Și dacă nu cumva printr-o coincidență nefericită, fratele mai mare purta numele tău. Eu cred că cei mai mulți de aici n-ați plecat de acasă. Nici n-ați risipit averea în destrăbălare. Dar întrebați-vă voi dacă nu cumva în casă, nemulțumiți, neîmpliniți, frustrați, poate așteptând într-o zi totuși ziua eliberării, când să nu ne mai comande tata și să facem noi ce vrem. Eu aș vrea să schimb un pic istoria în seara aceasta și aș vrea să pun o întrebare. Există aici vreun frate mai mare care ar vrea să-și ceară iertare Domnului? Câteodată e simplu să te pocăiești acolo la porci unde nu te vede nimeni. Poate că știi ce e mai greu. Să vii în vezul lumii, nu noaptea pe furiș, și să spui, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Eu nu m-am ridicat în picioare pentru rugăciune. Știi care e întrebarea? Mai sunt frați mai mari în seara aceasta care ar vrea să-i ceară iertare Domnului? Ați vrea să vă ridicați și voi să cerem Domnului milă și îndurare? Și mai am o întrebare pentru frații mai mici. Nu știu dacă sunt aici, dacă ne urmăresc pe internet, dacă vor vedea live sau vor vedea în reluare, dacă vor ajunge undeva la un post de televiziune. Știi care este întrebarea mea pentru tine, fratele mai tânăr? Chiar vrei să ajungi la porci? Chiar vrei să ajungi la porci? Chiar vrei să distrugi totul? E grav să ajungi la porci, ascultă-mă. Un copil de evreu care nu știa ce-i mirosul porcilor, își dorea să mănânce mâncarea porcilor și nu avea. Era bat jocura lumii, că așa își bate diavolul joc de noi. Dar știi că există ceva mai grav decât a ajunge la porci? Să rămâi acolo. E grav să ajungi acolo, dar cel mai grav e să rămâi acolo și să mori între porci. Și poate să fii mâncat tu de porci în loc să mănânci tu mâncarea porcilor. Poate că au fost ultimele puteri cu care fiul risipitor a spus, Tată, mă ridic și mă duc, că dacă nu mă duc astăzi, nu mă duc în viac. Leșin de foame pe drum, nu mai ajung. Gândește-te că poate în seara aceasta e ultimul moment în care Dumnezeu încă te mai așteaptă cu brațele deschise. Sau s-ar putea, dacă și în seara aceasta îți împietrești inima, dacă acum îți împietrești inima din nou, așa să te lege diavolul, să nu te mai poată dezlega nimeni în vece vecilor. Noi, frații mai mari, și noi am greșit. Și poate că unii ne-ați putea spune în seara asta, știi, Viorele, de ce am plecat din biserică? Am plecat din biserică pentru că atunci când am vrut să fac ceva, a venit unul mai mare și mi-a dat în cap. Când am încercat să spun și eu o poezie, a venit unul și în loc să mă încurajeze, pentru că m-am bâlbâit, a spus, în viața ta să nu mai faci asta, că n-ai niciun dar. M-am îmbrăcat și eu odată cu niște tenis albi, că acesta a fost visul meu. Și a venit la mine și a spus, în biserica noastră cu tenis albi nu mai calci, că avem alte reguli.
mi-am lăsat un pic părul mai mare, că am vrut să văd și eu, sau frate, am vrut să impresionez o fată. Și mi-am dat părul peste urechi. Și a venit la mine mama, care nici n-avea copii în biserică. Și era în altă parte. Și a spus, până nu te tunzi zero aici, nu mai calci. Și au venit oameni care, ai putea să spui astea și o spune adevărat, e adevărat, e adevărat, e rușinea noastră. E rușinea noastră. Eu te întreb, pentru rușinea noastră, merită să ajungi în iad? Că nu noi te primim înapoi. Nu noi te chemăm înapoi. Nu noi iertăm sau primim. Ascultați-mă până la urmă, fii risipitor. Poate să crape fratele mai mare de ciudă. Dacă Dumnezeu vede pocăința ta, te primește, amin? Slăvit să fie Domnul, că nu noi decidem. Știi ce pot decide eu în seara aceasta? Să mă pocăiesc ca frate mai mare și să nu mai fac greșelile de altă dată. Să nu mai închid nimănui ușa împărăției. Să nu mă comport în biserică sau acasă sau pe stradă ca frații mei să spună, decât cu tine mai bine mi-au câmpii. Dar nu mai pot să stau. Eu ca frate mai mare mă pot pocăi de greșelile mele. Dar nu mă pot pocăi în locul tău. Încerc să fac ceva în plus față de ce a făcut el. Și în seara aceasta să-ți spun, dacă datorită mie ai plecat, îmi pare rău, întoarce. Dacă ai de comentat, poți comenta oricui. Dar ascultă-mă, nu comenta că Dumnezeu nu-i bun. Hai să fim sinceri, oriunde ai fi, și la Porci, dacă mai ai un pic de bun simț, spui, în casa tatălui meu e belșug. La mine n-a fost belșug. Haideți să ne pocăim în seara aceasta înaintea Domnului. Domnul are haină pregătită, încălțăminte, inel și vițelul îngrășat pentru veșnicie. Domnul chiar are milă. Mila Lui n-ajunge. Mila Lui trebuie să se întâlnească cu pocăința mea. Pocăința mea cu pocăința Lui. Chiar nu mă interesează cât de mare ești, cât de tare ești sau unde ai ajuns. Dacă ești la Porci, întoarce-te. Dacă ești acasă, întoarce-te. Doamne, ai milă de noi. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Știți cum se termină pilda? Și au început să se veselească. Ma noi cântăm la început și bine. Există o cântare când se întoarce păcătosul. Și apoi există o cântare când se întoarce fratele mai mare. Poate păcătoșii s-au întors înainte și ați cântat pentru ei. Acum trebuie câteva cântări și pentru pocăința fratelui mare. E mare bucurie în cer. Haideți să cântăm. Aș vrea, poate aveți ceva cântări de laudă, de mulțumire Domnului că e bun și ne-a primit, că nu ne-am rugat în zadar. Și vreau să vă spun un lucru. O să-mi iau și permisiunea să fac ceva. Dacă frații se supără pe mine, rezolv. Ascultați-mă, nu toți fiii risipitori sunt aici. Am o rugăminte în seara aceasta. Du-te la standul de carte, caută o broșură.
Nu trebuie să fie dintre cărțile mele. Dacă tu crezi că o broșură e bună să-l ajute pe un fiu risipitor, dacă tu crezi că o familie poate fi ajutată cu o carte, dacă tu crezi că având un CD cu muzică, un fiu risipitor poate fi atins, du-te și ia-l. Uite, eu spun în dreptul materialelor mele, spun și la frați. Du-te la fratele păstor și spune, frate păstor, am un fiu risipitor, i-aș da, n-am banii pentru CD-ul. Îl dăm gratuit la unul, așa e la doi. Îl dăm gratuit, numai să-l duc acolo și să lucreze la întoarcere. Și să ne rugăm pentru ei. Dragii mei, Hristos a murit pentru toți. Unii sunt frații noștri, unii sunt verișorii noștri. Cu unii am jucat fotbal împreună, cu unii am păcătuit împreună. Poate noi, ca Ioan, l-am dus pe Petru, în curte, că am avut pile. Și apoi el acolo s-a lepădat. Dar n-ar trebui să ne macine conștiința acum, dacă l-am băgat acolo la focul trădării, n-ar trebui cumva să-l scoatem afară. Gândiți-vă și la aspectul acesta și lăsați-vă folosiți de Dumnezeu la căutarea celor pierduți. Având bucuria, eu știu cum e în casă să fii iertat. Haideți să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu.